Aș vrea să discutăm puțin și despre certificatul verde european. Sunt sigură că aveți informații și detalii. I-ați putea lămuri pe români ce înseamnă acest certificat verde, când ar putea fi el adoptat, ce reguli ni se impun, dacă ni se impun, bineînțeles. El a trecut prin Comisia LIBE, de a cărui membru sunt. Acest certificat verde digital ar urma să ușureze deplasările în interiorul celor 27 de state europene. El nu este restrictiv absolut deloc, include trei componente. Nu a fost acceptată propunerea inițială cu unica condiționalitate, vaccinarea cu cele patru tipuri de vaccinuri acceptate pe teritoriul Europei, respectiv Pfizer, AstraZeneca, Moderna și Johnson & Johnson. Este include, în afară de vaccinare, de componenta de vaccinare, și o componentă legată de un certificat COVID, adică cel pe baza căruia ne deplasăm și acum, un certificat PCR COVID, da? Real-time PCR, valabil între 48 și 72 de ore, respectiv un certificat, o atestare a anticorpilor în cazul în care ai mai mult de 3 luni de la trecerea prin boală. Dacă ești în cele 90 de zile prin care ai trecut prin boală, se consideră că ai anticorpii necesari și nu ai nevoie nici de certificat de atestare a PCR-ului, nici de certificat de atestare a anticorpilor și nici de certificat de vaccinare. Este un instrument pe care cetățenii europeni îl pot folosi. În momentul intrării în vigoare a acestui instrument, niciun stat european din cele 27 membre ale Uniunii Europene nu poate veni cu condiții suplimentare introduse pentru intrarea pe un anumit teritoriu național și, de asemenea, el trebuie să ușureze inclusiv deplasările celor care lucrează transfrontalier. Sunt aproximativ 12 milioane de cetățeni europeni care locuiesc, au reședința într-o țară europeană și lucrează în alta. Adică locuiesc în Belgia și lucrează în Franța sau locuiesc în Polonia și lucrează în Germania. Astfel de treceri transfrontaliere mi s-a părut cifra uluitoare când am auzit-o din partea comisarei Johansson, de 12 milioane de persoane, este uriașă, absolut uriașă. Ei, ea va ușura, va fi o bază comună, interdependentă, se va face o interconectare, la noi lucrează serviciul de telecomunicații speciale pentru a rezolva această chestiune și cred că e un ajutor pe care cetățenii europeni îl primesc. Cu toții ne dorim să ne întoarcem la o viață obișnuită, la o viață pe care am avut-o. Sper să reușim să o facem cât mai repede. Dar vom călători sau vom putea călători doar pe baza acestui certificat? Există această îngrijorare vehiculată în spațiu public? Dacă se va călători doar pe baza acestui certificat? Deocamdată nu e clar, pentru că așteptăm Consiliul European din data de 25 august, apoi hotărârea Parlamentului European și ratificarea și apoi hotărârea, implementarea de către Comisie. Practic, și acum, dacă vrei să călătorești într-o țară a Uniunii Europene, ai nevoie de un test PCR sau un test rapid sau prezentarea documentelor de vaccinare sau prezentarea documentelor, cred că pe varianta documentelor de anticorpi nu poți călători încă. Deci el nu este atât de restrictiv cum este prezentat, din contră, este mult mai deschis decât variantele prezente astăzi pentru deplasare pe teritoriul Uniunii Europene.